Bine ați revenit! Numele lui Sandu Tudor a fost deja evocat și în prima secțiune, la care îl pe domnul Marius Oprea să ne prezinte tema Sandu Tudor de la Boem la Sfânt. Comunismul este o... Îmi cer scuze că n-am știut, recomand 20 de minute. Da. Comunismul este o tovărășie uriașă, unitară și ideal abstractă în care toți sunt egali, fără sex, fără familie, fără neam. Acestea sunt cuvinte scrise de Sandu Tudor cândva la finele anilor 30 în ziarul Credința. Acum, ca să fac o paranteză, aceste cuvinte sunt extrem de actuale, pentru că dacă înlocuim comunismul cu corectitudinea politică și definiția ei de astăzi, avem exact același lucru. Pentru mine, Sandu Tudor este exemplul cel mai fascinant al unui martir al Bisericii, care, după atentă cercetare, poate fi astăzi canonizat pentru suferința și moartea sa în temnița comunistă. Chiar dacă în dosarul lui de securitate, în dosarul de anchetă, i s-a pus stigmatul de legionar, cu care n-a avut nimic de a face. Aș vrea să vă spun că în dosarul Rugu a prins până și... Poetul Vasile Voiculescu este catalogat drept legionar. Apare și pe dosarul lui de penitenciar, ștampila de legionar. Practic, toți cei din Rugul Aprins au primit acest stigma. Pe numele său adevărat, Alexandru Teodorescu, Sandu Tudor fiind pseudonimul său literar, acesta s-a născut la 22 decembrie 1896 la București, fiul lui Alexandru și al Sofiei. Tatăl său era consilier și a ajuns apoi președinte al înaltei curs de casație și a fost un model pentru fiu. Alexandru a păstrat așa o notă de distincție moștenită de la tatăl lui, deși de-a lungul tinereții lui în mod special a avut o viață extrem de tumultoasă. A fost rând pe rând ofițer de marină și profesor de liceu, poet și apoi publicist. În 1919 s-a înscris la Facultatea de Litere, pe care a părăsit-o la scurtă vreme. A zis că nu mai suportă plictisul de acolo și s-a înscris în Marina Civilă. Era o fire extrem de aventuroasă, dispunea și de bani de la tatăl său, așa că se putea face cam orice credea el de cuvință că o să-i placă, putea să-și aleagă orice carieră dorea. A cutreierat apoi între 1922 și 1924 ca ofițer pe nava Dobrogea, Mările și Oceanele Lunii, ulterior având să-și delecteze cunoscuții cu tot felul de povestiri marinărești, al căror martor susținea că a apucat să fie. Povestea cu foarte mare savoare evacuarea pe calea mării a ultimului harem al sultanului de la Istanbul, care în 1922 pleca în exil. V-am spus că avea o avere destul de consistentă care i-a permis să ducă la îndeplinire cam orice proiect își punea în minte. A fost puternic influențat de la bun început de curentul ortodoxist, care fusese lansat în perioada interbelică de revistele Gândirea și Cuvântul, la care a și colaborat o perioadă de timp. Încă din adolescență și primii ani de formare intelectuală a avut preocupări literare, a scris poezii, dar era un om tot timpul actiat după experiențe inedite. Un asemenea elan avea însă să-i schimbe în mod fundamental viața. În 1929 s-a hotărât să meargă muntele Athos. A debarcat în portul Dafnes îmbrăcat așa, mai europenește, în pantaloni scurți, și a purces doar cu un rucsac în spate spre muntele Athos. Însă
cum s-a scris despre el, Dumnezeu care vânează suflete bătăioase, care au în ele ceva din elanul Sfântului Apostol Pavel, i-a scos înainte un călugăr român vagabond din categoria trei starilor, așa se numeau pe atunci, care umbla din mănăstire în mănăstire lucrând pentru mâncare și haine. Însoțindu-l pe acest călugăr vagabond, el însuși, dăruit așa cu spiritul de aventură, a cunoscut îndeaproape muntele Athos. Ghidul său ocazional, după cum a relatat părintele Roman Braga, l-a învățat toate cele cuvenite, deci cum să se poarte pe muntele Athos, ce trebuie să facă, să fie cuvincios, să-și pună pantaloni lungi, să-și lase barba să crească și numai așa îl va putea însoți. Și mai ales să faci ceea ce fac eu, i-a zis călugărul. Mulți vin ca dumneata să vadă bibliotecile, tezaurul sau sfintele moaște și se întorc acasă necunoscând nimic. Călugării nu descoperă tainele vieții călugărești turiștilor. Aceia cum vin, așa se duc. Sandu Tudor l-a ascultat pe acest monah pe care îl chema Averchie și astfel încât făcea toate cele cuvenite. Când ajungeau în pragul unei mănăstiri, făcea trei mătănii adânci și înăuntru săruta icoanele și se închina la fiecare, dinspre ușă până la Sfântul Altar. Și după ce respecta tot acest ritual, călugării se iveau ca din pământ, povestește Roman Braga, și îi priveau cum se cuvine pe oaspeți, ca pe niște pelerini foarte evlavioși. Sandu Tudor mărturisea că mai târziu că aici s-au deschis toate ușile și inimile călugărilor și că aici a aflat taina liturgiei interioare a isihaștilor. Adică aici s-a inițiat în rugăciunea inimii. Spune că a luat-o nu din citit, nu din filocalii, ci direct de la maestrii anonime ai zilelor noastre, călugării isihaști. Acolo și atunci la Athos, spunea părintele Roman Braga, a început în adâncul ființei sale marea schimbare. Sandu Tudor a înțeles, cum scria mai târziu, că eul nostru este infinit și că în acel centru existențial al ființei noastre, pe care călugării îl numesc inimă, în sens de adânc, există Dumnezeu și că Dumnezeu este pecetea personalității noastre. Sandu Tudor a petrecut la muntele Athos 8 luni, dar la capătul lor era un cu totul alt om. Aici a trăit de plina și asumata lui convertire. Mai târziu a relatat părintelui Braga o istorie întâmplată cândva la finalul acestei experiențe. Într-o noapte, la ora 2, când muntele începe să se roage, era la schitul Sfânta Ana. Veneau zvonuri de clopote și toacă din toate văgăunile și văile. De la mănăstiri, schituri și chilii și peste toată feria se mai adăuga și o lună plină care arginta Marea Cicladelor. Sensibilitatea poetului, atinsă de aripa și focul Duhului Sfânt, îl copleșise. Bătăiosul Sandu Tudor a început să plângă. Starețul schitului, văzându-l emoționat, s-a adresat lui cu o întrebare ca o lovitură de ciocan. Frate Sandule, spune-mi, ce făceai dumneata în lume la ora aceasta din noapte? Prin mintea lui au început să treacă fantome de care ar fi vrut să se desprindă, ca de niște viziuni demonice. Capșa, cluburi de noapte, cabarete pariziene, ședințe literare, petreceri. Toată viața avea să-l urmărească o frază a părintelui Averchie, acel călugăr, vagabond, trăistar, care îi spusese că lumea asta întreagă, dacă se mai ține și nu cade sub blesteme, fiindcă se sprijină pe rugăciunile muntelui Sfânt. Pe când lumea stă la adâncul nopții, culcată în moliciunea patului, în dulceața somnului și furii, răii și furii tâlharii blestemățesc, iar desfrânații se îndulcesc stricat din pofte spurcate, muntele stă treaz și bate mătănii poftări. Astfel încât se poate spune că nu avem aici de a face cu o convertire teoretică, ci cu una pornită din străfundurile sufletului. Astfel încât, la finele războiului, în 1948, nimeni nu s-a mirat că fostul editor al ziarului Credința, marele boem de odinioară Sandu Tudor, care supraviețuise până și unei prăbușiri cu avionul personal, în perioada sa de tinerețe aventuroasă, a devenit monahul Agaton. În vremea în care, iar ulterior, când în vremea în care avea să fie arestat, devenise deja stareț la schitul Rarău,
ca ieroschimonahul Daniil. Pentru el deja cultura în sensul ei umanist nu mai exista în afara Dumnezeului din om. Orice alt punct de referință îl considera superficial și chiar demonic. Deci devenise un ortodox extrem de radical, fundamentalist, am putea spune. Revenind la București, a început cu asiduitate și studii filozofice pe care apropiații ziceau că nu le citește, ci le practică. La fel, o afirmație a părintelui Braga despre Sandu Tudor. A căutat și a descoperit documente și mărturii despre pusnicii din Carpați, despre care a scris din prisma isihasmului românesc. Dar toată viața lui a rămas un om dificil. Avea un temperament extrem de dificil. S-ar putea spune că era o fire așa colerică pe care se grefase o intransigent, era un cucernic intransigent, am putea spune. La fel, Braga spune că era greu să stai în preajma lui Sandu Tudor. Dacă nu găsea nimic valoros în tine, te disprețuia, dar te și ajuta să intri pe linia unei gândiri autentice. Părerea lui era că omul de rugăciune, oricât de simplu ar fi, devine o personalitate pentru că trăiește în adevăr. Nu cuvintele frumoase caracterizează pe omul de cultură, ci conștiința teoforică. Dacă într-adevăr suntem temple ale lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt trebuie să trăiască prin noi. Asta socotea Daniil Sandu Tudor. La întoarcerea din Muntele Athos, ca să revin la biografia lui, a întemeiat săptămânalul Floarea de Foc și în 1933 cotidianul Credința, pe care a căror apariție le suporta el financiar. Andrei Scrima îl caracteriza drept un polemist de mare forță, un caracter vulcanic pe care și l-a păstrat neștirbit și când a devenit monah. Andrei Scrima avea amintiri foarte luminoase despre Daniil Sandu Tudor, deși acesta era, cum v-am spus, un om extrem de dificil. Această fire a lui a adus și mari necazuri. Cum v-am spus, deja era un polemist de mare forță. În ziarul lui Credința avea articole extrem de vitriolante, atât la adresa comunismului, cât și a fascismului. Cu toate acestea, atunci când a fost judecat, deși în apărarea lui au fost invocate numeroasele articole în care mergea până a-i lua în vizor cu mult umor atât pe Hitler cât și pe Mussolini, totul a fost degeaba. Două sau trei articole scrise despre ceea ce noi astăzi numim ciuma roșie au fost, și la fel o socotea și el, au fost de ajuns ca să îi mărească, să-i aducă condamnarea mai întâi în 1950. În 1958, când Securitatea a hotărât să constituie acest lot al rugului aprins, pentru că totul a pornit de la un scenariu prestabilit, nu de la o conspirație reală îndreptată împotriva regimului, ci Securitatea a plecat un scenariu pentru că avea nevoie de un dosar care să-i justifice în anul următor, la începutul anului următor, în 1959, ordinul deja dat de la Moscova de închiderea mănăstirilor ortodoxe. Faptul că în România existau atât de multe mănăstiri și o viață monahală atât de intensă, li se părea tovarășilor de la Moscova, care deja aplicaseră această politică încă în perioada interbelică pe teritoriul RSS, drept o anomalie. Au zis, ce faceți, dragi tovarăși, acolo la voi? Cum îi lăsați pe călugări să influențeze în continuare tineretul? Că iată cât de mulți tineri, și acesta era adevărul, cât de mulți tineri din România, chiar tineri cu studii solide, se îndreaptă spre viața monahală. Voi nu vă dați seama ce se întâmplă la voi în țară? Trebuie să venim noi să vă spunem?
Trebuie să ținem cont și de faptul că în 1958 trupele sovietice s-au retras din România. Iar autoritățile de la București trebuiau și ele să dovedească totodată Moscovei că sunt stăpâne pe situație. Tocmai din acest motiv, represiunea dintr-o dată a devenit la fel de brutală ca aceea din perioada 1948-1950. Valuri de arestări la fel de numeroase. Cei care fuseseră eliberați în 1954-55, pentru că România trebuia să dea bine față de Europa, să elibereze deținuții politici, pentru că urma să fie primită în 1955 în Organizația Națiunilor Unite și trebuia să arate că măcar la un nivel minimal sunt respectate drepturile omului. Ei bine, toată acea perioadă de relaxare a luat brusc sfârșit, în mod paradoxal, odată cu retragerea trupelor sovietice. În atare condiții în care toți cei eliberați fuseseră rearestați, ba în plus, nivelul arestărilor coborâse de la nivelul, să zicem, președinților de organizații locale ai partidelor istorice, până la aceea de simplu membru, dar ceva mai cunoscut în comunitatea al partidelor istorice, să nu mai vorbesc de mișcarea legionară, pot să vă spun că valul de arestări a fost multiplicat încă de 3 sau 4 ori față de numărul celor care fuseseră eliberați în timpul relaxării. S-au inventat noi decrete și hotărâri ale Consiliului de Ministri cu caracter secret privind categorii de oameni care aveau să fie trimiși în lagăre de muncă, care au luat din nou ființă după ce fuseseră cu 4 ani înainte desființate. Ei bine, ne trezim iar într-o atmosferă de teroare, la fel ca și ceilalți deținuți eliberați. Sandu Tudor era și el conștient că, toate că era bine ascuns în schitul din Rarău, totuși securitatea era cu ochii pe el. Mai ales că la schitul Rarău primea și vizitele unor studenți bucureșteni care erau apropiați de acest cerc al inițiaților în rugăciunea inimii, în ședințele din casa profesorului Mironescu. Deci, pus în plan acest scenariu al securității, a urmat valul de arestări al celor care se întâlniseră odinioară la Antim și dintre care unii continuau să se întâlnească în casa profesorului Mironescu. Iar faptul că Daniel Sandu Tudor a fost considerat drept cap și inițiator al lotului nu trebuie să ne mire. Securitatea a pornit de la faptul că tot ce scrisese el înainte, în ziarul Credința, constituie baza teoretică a acestei organizații cu caracter anticomunist, antistatal, care prin intermediul bisericii voia să lovească în autoritățile comuniste. În închisare, Daniel Sandu Tudor nu s-a schimbat mai deloc. A rămas aceeași fire vulcanică. Intransigentă, vulcanică. În închisoare, duhovnicul lui Daniel Sandu Tudor a fost nimeni altul decât Părintele Cleopa. Și Părintele Cleopa spunea despre Daniel: în celula umedă, rece și întunecoasă a închisorii, torturat și înfometat, ierostimonahul Daniel a ajuns pe treptele înalte ale rugăciunii inimii. Avea inima atât de trează încât se cutremura la gândul că ar putea ceda câtuși de puțin din slăbiciune. Rămăsese intransigent în credința lui. Chiar și grav bolnav fiind, a refuzat Sfânta Împărtășanie, după cum relatează Părintele Arsenie Papacioc, care l-a vegheat în celulă până la internarea în infirmerie, socotind că acestea nu ar fi fost... Când i-a oferit Sfânta Împărtășanie, a refuzat-o zicând că nu e după canoane. A spus că el mai are de trăit. Chiar dacă mai ai de trăit, ce strică Sfânta Împărtășanie, a zis Părintele Arsenie. Și Părintele Daniel a zis: dar de unde să știu că e Sfânta Împărtășanie? Deși era, chiar adusă de un milițian din afara închisorii, era Sfânta Împărtășanie.
Și părintele Raniel, totuși, având acest cât de mic dubiu, a refuzat-o, pentru că el așa era. Era un păstrător extrem de riguros al tuturor canonelor bisericești și rămăsese neîncrezător chiar în fața acelor bucățele de pâine uscate aduse de un gardian omenos. Și a rămas nestatornic în asta, chiar în pragul morții fiind. Părintele Arsenie a regretat și a regretat până la sfârșitul vieții faptul că din acest motiv, din această intransigență a lui, părintele Daniel Sandu Tudor a plecat de pe această lume neîmpărtășit. N-a existat multă vreme date legate de moartea lui Daniel Sandu Tudor. Pur și simplu a fost scos de la infirmerie și a dispărut. Nici măcar anul morții nu se cunoștea cu precizie, pentru că amintirile joacă feste. Unii spuneau că în 1962, alții că în 1963. Am identificat însă, la un moment dat, în instanțele militare, un document, un referat întocmit de serviciu medical al penitenciarului Aiud, în care se arăta că în data de 16 noiembrie 1962, deținutul contrarevoluționar Teodorescu A. Alexandru, născut la 22.12.1986, fiul lui Alexandru și Sofia, de profesiune preot, condamnat la 25 de ani temniță grea, a fost internat în acea zi de la orele 14 și a mai trăit până la ora 1, când a murit, punându-i se diagnosticul de hemoragie cerebrală, inundație ventriculară, boală hipertonică visceralizată. Se afirma în referat că era în evidența serviciului medical al penitenciarului, dar această, ca și cum ar fi avut parte de tratament, dar se știe că la Aiud asta s-a întâmplat numai și numai pe hârtie. În dimineața zilei de 16 noiembrie se arăta în aceeași fișă medicală, în celulă, bolnavul își pierde brusc cunoștința și intră în stare comatoasă, este adus de urgență la spital, unde îi se constată o comă profundă, cu vărsături bilioase și alimentare, convulsii tonicoclonice, tensiune arterială 250/150, tahicardie. Se pune diagnosticul de hemoragie cerebrală masivă la nivelul ventriculelor, îi se administrează emisie de 250 centilitri de sânge și așa mai departe. Cu tot tratamentul aplicat, bolnavul îi decedează la orele 1, cauza morții hemoragie cerebrală. Mă rog, totul e contradictoriu în aceste acte, că se arată mai întâi că starea de comă s-ar fi instalat de dimineață, fiind urmată de internarea de urgență și așa mai departe. Termin acum. Nu se auzea. Da. Singura certitudine pe care o avem, dincolo de aceste diagnostice și paradiagnostice, este că a murit într-adevăr în noaptea de 16-17 noiembrie 1962, iar fișa matriculă penitenciară consemnează că este Daniel Sandu Tudor este decedat înregistrat la statul popular Aiud în registrul acte de moarte la numărul 156. Peste câteva luni, la 4 februarie 63, potrivit aceleiași fișe, printr-o adresă se dispunea comunicarea familiei decedatului. Așa suna formularul. Dar singura lui familie era biserica la acel moment dat, care nu a aflat despre moartea lui Daniel Sandu Tudor decât în urma acestui document pe care l-am publicat cam la 10 ani de la căderea comunismului, din 2010. După cum se arată în dosarul penitenciar, cu un proces verbal 007-8458, a lăsat în urma sa ca obiect de inventar personal cu care venise la Aiud la 18 martie 1959 de la Jilava, un costum pufaică maro, categoria 3, una pereche sandale negre, una bonetă neagră, una cămașă maro.
fotografiat față profil la arestare, îmbrăcat fiind în această cămașă maro, un bătrân cu părul lung grizonat, vârstat încă de șuvițe închise la culoare, pieptănat peste cap și strâns la ceafă, arată o privire calmă, îndreptată spre acea zi de 17 noiembrie 1962 a morții sale. Dar nu ochii săi atunci închiși pentru vecie înregistrează ceea ce se petrece. Și aici urmează un citat dintr-un deținut politic care a fost martor la ducerea lui către groapă. La ieșirea pe poartă către cimitirul 3 plopi, i-au înfipt o suliță de fier în inimă ca să vadă dacă este viu sau mort. Toate s-au petrecut ca într-un martiriu. Această scenă macabră a fost observată printr-o crăpătură din oblonul de la celula sa de un sucevean, arestat și el la Iuri, Teofil Dumbrăveanu. Multă vreme după moartea lui Daniel Sandu Tudor la Iuri, printre deținuții politici s-a păstrat amintirea, după cum consemna același martor, Teofil Dumbrăveanu. Mai târziu, tinerii care săpau în șanț în închisoare au găsit un schelet cu lanțuri la picioare. Ei credeau că acela era deținutul Sfântul Daniel. Iată, ca și în cazul lui Valeriu Gafencu, deja în împrejurările morții lui Daniel Sandu Tudor și datorită cuceniciei sale atât de vădite din închisoare, care l-a dus până și la refuzarea Sfintei Împărtășanii, la ideea că aceasta ar putea fi impură, i-a creat încă din acele împrejurări aura și statura unui sfânt. Să ne aducem aminte și ce viață a trăit și cât de mult a făcut el pentru biserica noastră ortodoxă, odată cu întoarcerea întregii sale ființe către credință după vizita la Athos din 1929. După părerea mea, atât viața pe care a trăit-o din acel moment și cele înfăptuite în viața lui, cât și moartea lui martirică, ar înridui, după părerea mea, sinodul, ca în 2025 să-l numere printre Sfinții Români. Vă mulțumesc!